Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria The Walking Dead. Ultima oară am plecat cu tocilarul acela să inspectăm gardul. Am fost atacați de bandiți. Am scăpat cu mult noroc și datorită skill-ului meu inimaginabil. După care am ajuns aici. Au venit Charlie și cei din... Nu Charlie, Lily și ceilalți din grupul nostru. Mark, adică tocilarul, a aplicat să fie bandajat cu băieții ăștia, va cu măsa la băieții ăștia, că se pare că acești băieți nu prea sunt în stare de nimica, tot mama lor se ocupă de ceea ce... What the fuck? Ce se întâmplă aici? A, ratatul se dă pe Lagan. Oare e o modalitate în care îl pot spânzura? Stai puțin. Dă-te, dracu Kenny. Stai, nu, nu, vreau să mă bag în fața lui și să-l spânzur. Pot da aici? Spânzura ceva? Hai, Lee, ia. Nu par fericit, nu o să mai pară fericit după ce el spânzuri tu pe ăsta. Haide să spânzurăm pe dac. Hai să spânzurăm pe dac, cum? Dacă îmi fuți un picior în cap, deci te bat, dă, uiți ce e viața, dac. Bă, Kenny, nu mai împinge pe ratat, mă, că vreau să spânzur și eu. Clementine, dă-te tu pe Leagăn, să nu se dea ratatul. Clementine, tu ești proastă. Da, dă-te pe Leagăn. Dac, ești dracu după Leagăn ăla, că-ți fut un pumn, dă-te omor în porumbul ăsta aici. Bineînțeles, hai, dacă ieși dracu de aici. Dacă ieși dracu după... Da. Te super dacă îl dai dracu pe Dac după Leagănul ăla? Mulțumesc. Ești futuși Dumnezeii mătii de copil. Hai, Clementine. Încet, încet. Dac, sper să mori. Uite, Kenny, cum se împinge un Leagăn. Că habar n-ai să pingi un Leagăn. Ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de mult timp cu Clementine. Și trebuie să mai vorbim cu ea puțin. Da, Mark a fost împușcat cu săgeată, foarte tragic. Sper să se ocupe curva aia de el. Da, parcă o să trebuia să merg cu frația ca să îi atac pe ea în tabăr, la ei. Da, după ce o dau pe Clementine în leagă și-l omor pe Dac, vom merge să îi atacăm pe bandiți. Da, are dreptate Clementine. Mici șanse, deoarece toți oamenii care mor devin zombi, deci sunt foarte, foarte mici șansele să fim din nou cum eram înainte. Ok, dă-te tu singur în Leagăn, nu îl omoră pe Dac, îl voi omoră eu. Bă, căcatule, tu te iar dai pe Leagăn! Futu-ți gâtul, mătii, Dac! Doamne, hai lasă, hai să lăsăm să nu mai fac nervi cu ăștia. Ok, hai să mergem cu frații la... Gagici. Acum, se deschide poarta. Salut, boșilor. De ce dracu stați pe terasă timp de 2 ore și vorbiți? De fapt, vă uitați unul la altul, sau că nu vorbiți. Dar chiar ar fi trebuit să-mi spui cât de periculos e. No shit, Sherlock. Da, are dreptate. Hai să-i atacăm, mă, căcatule. Da. Hell yeah, zici că este un rapper negru ăla. Ok, hai să mergem acolo, mă. Băi, frezură, hai să mergem acolo. Ăla la nasul lui, ce e la nasul lui ăsta? Nu-l ăsta. Bă, tu ai un cârlig în nas, din dreapta are un cârlig în nas. Hai să mergem. Să-i atacăm și să-i împușcăm, asta vreau, nu să vorbim cu ei. Uite, ăsta are un cârlig în nas, what the fuck? Bineînțeles. Haideți să mergem. Clementine. Tot nu l-ai omorât pe Dac. Fă, Clementine, ce trebuie să faci. Spune-i lui Dac să lingă gardurile astea. Vezi gardurile astea? Spune-i să le lingă lui Dac, că conțină ciocolată. O voi toace cât de curând. Nu uita, spune-i lui Dac să lingă gardurile. Wow, ce sniper ca lumea. Se pare că vom merge într-o luptă cu sniperul nostru și cu skill-ul nostru inimaginabil. Am și o armă? A, da, am și o armă. Plus că sunt negru, asta mi-oferă un avantaj din start. Chat. Ok. Pe aproape. Haide, Lee. Oh, o conservă, nu mânca, te rog. Ok, felicitări. Hai, m-am mișcat o conservă. Foarte bine, Lee. The fuck. S-a oprit să miște din loc o conservă. Bine, măi, Lee, mă. Noi suntem înconjurați de bandiți, tu te oprești și miști conserve. Bă, da, gândești, mă? Acum. Wow. Cum a făcut aia? Nu e ca și cum Lee s-ar fi antrenat 10 ani militară. Aia a fost o schemă militară, pur și simplu. Cum să știe el să facă așa ceva? Ok, vedem...
produse pe care le putem folosi. Acum, dacă aș reuși să ajung acolo să fur. Ok, mergem încet. Nu că am avea opțiunea să mergem mai repede. Așa că, pur și simplu, decât apăs W. Nu prea te uiți bine, chiorule, prin sniper. Ai grijă. Stai pe poziții. Da? Poziții mă refer să tragi, nu poziție sexuală. Ok, ai grijă. Parcă văd că o să iasă un animal din cortul ăla. Încet, Marhat. Ce ne-ar mai lipsi? Să moară ăsta și să venim cu el mort acolo. Îți dai seama că frate-su și mama ar nebuni. Mama lost. Ce acolo, mă? Bă! A! A, o pernă. Cât de îngrozitoare arată acea pernă. Păi clar că nu e, mai ales dacă nu e nimeni aici, mă, prostie omenească. Bă, da, tu gândești, mă? Nu avem nevoie de căcat, avem nevoie de produse. Ok, să ne uităm la asta unde prepară focul. Nu ar trebui să frigă, ținând cont că ieșeau aburi. În fine, se pare că Lee este imun la căldură. Să vedem ce e aici. Nimic. De fapt, eu văd lapte, dar din păcate el spune că nu e nimic. Dar aici? Ok. Ce faci, mă? Băi, de ce te apucă, mă? Iar mici lucruri. Bă, dar ți-am spus, de când ai mișcat aia, conserva aia în pădure, termină cu mișcatul lucrurilor. Știu că poți, dar nu trebuie să faci asta. Hai să formăm și noi un scaun. Da, un scaun ca ăla mi-ar trebui mie la monitor aici, la calculator. Că la acest scaun am... Mă doare spatele. Ok, deci pare aici să fie o femeie și un copil, nu bandiți. Dar cu siguranță nu o femeie ne-a atacat, ci niște oameni foarte răi care l-au împușcat pe Harry Potter. Lee, dacă ai putea găsi și tu ceva, aș aprecia. Așteaptă-mă, căcat. Aha. Deci toată lumea s-a adunat la Save Lots și pe urmă au plecat de acolo și unii au devenit bandiți, unii au murit, etc. Oh. St. John's Dairy, adică ferma la boșii ăștia. Ia să vedem noi ce este aici. Oh. Poate mă împuși, rahatule, că-ți fut un pumn. Ia să vedem ce e aici. Parcă văd că sunt droguri aici. De ce dracu are ca emblemă un șobolan? În fine. O telecomandă? O cameră. Oh, acum pot să fac poze și să pun pe Facebook. Stai, mă, să facem niște poze în pădure, live cu zombie pe Facebook, să punem. Hai, mă. Ah, e moartă bateria. Făcea și noi niște poze frumoase. Hai să căutăm, măi, băiatule. Păi bineînțeles, mă, băiatule, sunt skillat. Cum, bă, eu sunt liderul, nu Lily. Păi asta spun și eu, dar pur și simplu caracterul nu mă ascultă. Da, în fine. Oh, canister cu benzină. Da. E goală. Ok, lapte, poți să beau și puțin lapte? Bă, dar tu cum îți dai seama că sunt goale înainte să le deschizi? Ești incredibil, Mali. Hai, raze X de vezi prin ele. Da, bate vântul, am crezut că e ceva satanic pe acolo. Ce mai trebuie să facem? Ok, scaunul l-am văzut, cortul l-am văzut. A, pe aici ceva pe jos. Gunoi. Poate găsești în gunoi ceva. Ar fi destul de ironic. Ținând cont că n-am găsit pe mese, vom găsi în gunoi. Ok, acum ce mai trebuie să fac? A, mers pe aici, un cărucior. Un cort. Bă, unde ai dispărut, mă? Băi, Rahat, unde ești? Băi, Dairy, cum te cheamă? Fairy, Dairy, cum te cheamă? Unde ești? Hai, mă, intră-mă acolo, mă, și dormi, mă. Nu e nimeni pe aici, Ali. Intră și dormi, haide. Închide cortul și masturbează-te dacă asta vrei. Fă-o! Ah, ok. O pernă. Wow, ce e acolo? E o varză? The fuck? Hai, mă. Bă, șapca lui Clementine! Ah! Ah. Fă curvă. De unde era tu șapca lui Clementine?
Bă, de unde i-a arătat așa șapca lui Clementine? Doamne! Bă, ce se întâmplă aici, mă? Băi, fermierule, ce se întâmplă? Ok, tu nu ești, dar te rog, lasă-ne în pace. Ok, deși femeia asta e nebună... Nu știu, am o senzație că ar trebui să o cred mai mult decât pe fermierul ăla. Te rog, calmează-te, femeie. Calmează-te. What the fuck? Mamă, ce râs satanic. Doamnele preot, veniți să o exorcizați, că are nevoie, se pare. Femeie, te rog, înțeleg. Știu că îi suspectezi și tu pe băieții ăștia, nu știu de ce, dar chiar vreau să vorbesc cu tine. Te rog, nu mă împușca. Că-ți fut un glonț în cap, dă-ți trece pe partea aia altă. Fals. De unde ai luat tu aia șapca lui Clementine? Când mă, bă, când s-a întâlnit asta cu Clementine? The fuck? Asta e maică-sa lui Clementine, bă, ce se întâmplă aici, mă? What the fuck? Vrei să mă puști în coaiefă? Dacă te simți bine făcând asta... nu fi proastă. Te rog, calmează-te. E destul de logic că vei fi moartă dacă tragi. Eu pot să te omor, pentru că nu e așa greu să apeși un trăgaci. Ce? Băi, vreau să-mi spună ceva important asta. Bă, aha, de ce l-ai împușcat-o? Bă, ce vrei să faci, mă? Bă, vrei să faci ceva rău. A spus, spune-i, băiatule, spune ce ai de gând să faci cu... Și-a împușcat-o, bă. Ăștia, acum, dacă nu păreau suspecți până acum, e clar că sunt suspecți. Hai să-l împușcă pe ăsta. Băi, îl împușcă pe Rahat. Bă, vrea să divulge un secret. E clar. Am observat și eu. Păi de ce spui mie că am tras bine? Că tu ai tras, bă, tu ești prost, nu? Nu-ți dai seama cine trage? Acum e frică să mă întorc la fermă. Băi, poate Clementine acolo face ceva lui Clementine, că e omor. Săraca femeie. Mi se poate explica comportamentul, era panicată, toată lumea fugise și cred că avea o idee despre ce se întâmplă cu ăștia. Wow, am văzut... o arbaletă. Poate voi deveni și eu ca Daryl Dixon din serialul Walking Dead. Și voi lua acea arbaletă și voi omori toți zombii. Săraca femeie. Îmi este foarte frică să nu se vede întâmpla ceva pe aici. Să nu găsesc pe toți morți aici. Doamne, să nu găsesc. Bă, de ce ai luat o arbaletă, mă, căcatule? Iată-l pe Balena. Salut, Balena! Ok, ne-am întors. Vorbim cu Balena roșcată. Salut, femeie! Terry? Jucătorul de fotbal? John Terry? Nu știu dacă ar fi vrut asta. Potolește-te, Lily, că-ți fut un pun de te bag în gardul ăla. În fine. Se ceartă în continuu pentru cine vrea să fie lider, dar de fapt eu sunt. Da, ai putea spune asta. Dar vreau și eu să întreb de ce a omorât-o ăla pe aia. Că vrea să spună ceva foarte important, dar nu știu ce. A, da, chiar, mi-e foame. Hai să mănânc și eu, că mor de foame. A, deci bănuiești că dacă sunt negru am văzut mai multă violență. Curvă rasistă ce ești! Doamne, o babă Balena asta până la urmă. Doamne, deci asta vreau să omor prima dacă e ceva rău la ferma asta. Ok, mulțumesc, Katia, că te-ai ocupat. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat cu Katia, adică maică-sa lui Duck, a fost că l-a născut pe Duck. Dar în rest e ok. Clementine, te ascunzi acolo? Ah, ok, se dă în șapca, da. Ne vom ține de promisiune și vom da șapca înapoi. Dar... asta a fost-o pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like și subscribe. Și până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!